Noi suntem foarte pregătiți. Ne remontăm ca după fiecare meci și o luăm de la capăt. Cum zicea Gianni, mi-aduc mereu aminte, zicea, aveți șansa unei noi zi. Victoria de astăzi este foarte importantă pentru noi. Am avut parte de foarte multe înfrângeri, am stat foarte mult închiși aici la cabană. Nu am superstiții, nu am avut superstiții. Asta spunem cu toții, odată ajungi la Exatlon, începem un pic așa să luăm pe câmpii, să ne creăm superstiții. Se întâmplă să facem un lucru într-o zi, să câștigăm și la un alt joc să uităm să facem acel lucru, acel obicei, nu știu, și să pierdem. S-a întâmplat într-o zi să ajungem cu toții la joc și să realizez că noi am pus bandana lui Costin pe mână. Ne-am dat cu toții cu mir, dar am uitat bandana. Am lăsat superstiția de a mă întoarce din drum, am ocolit un pic, m-am întors la autocar și am luat bandana să-i pun bandana lui Costin pe mână. Eu, în general, nu am superstiții, adică cel puțin acasă aveam doar chestia să nu mă întorc înapoi pentru că mi se pare că nu mi-aduce noroc. În schimb, când am ajuns aici, am văzut, adică colegii mei toți au devenit așa dintr-o dată cu superstițioși. Vă jur că n-am avut niciodată superstiții. Am pășit cu stângul pe... n-am realizat de fiecare dată cu ce picior plec, știi? Și am plecat cu stângul și am pierdut. Și a doua oară am plecat cu dreptul și am câștigat. Și zic, trebuie să plec cu dreptul mereu, știi? La topogan și am conștientizat că am plecat cu stângul și am pierdut punctul al doilea, știi? Da, a ajuns să ai superstiții, da. Da, cumva. Și urcând așa scările, mă, nu, e dreptul. Da. Nu, e stângul. Eu pot să spun că nu sunt un om superstițios, dar acasă făceam niște lucruri într-o anumită rutină. În special mă încălțam mereu cu stângul. La motocicletă mereu băgam piciorul stâng în cizmă, mereu întregeam genunchiera stângă și am ajuns să cred și aici în aceleași lucruri. Mereu, chiar dacă sunt dreptat și mereu pornesc cu stângul. Giubi și leagă șiretul. Da, și la vilă nu vrei să știi că pe drum când mă ceam la star mi s-a dezlecat doar șiretul drept. Și eu mă panică, mai întâi trebuie să mă leg la stângul și după aia mă leg la dreptul. Nu zic că ți-ai legat stângul. Și ai desfăcut stângul? Și nu, l-am legat pe primul pe dreptul, dar am zis, hai să leg și pe stângul tot. L-am strâns pe stângul și să fie și la... Și pe podium la fel, prima dată mă urc cu stângul, nu, mă încalț mereu cu stângul, mă întrag prima dată genunchiera stângul. Da, da, da. Când eram acasă, nu eram o persoană foarte superstițioasă. Mă rog, mai aveam așa unele momente. Chiar râdeam oarecum sau glumeam cu prietenul meu care este foarte superstițios. La vila am făcut faimă și cu stânga odată și s-a pierdut punctul, mă. Nu, eu am făcut cu stânga și a adus, nu știu, Zara, cred că tu ai adus punct atunci. Că n-am vrut să vă spun. Eu plecasem la joc, și eu de obicei pun mâna dreaptă. Și atunci a fost prima, pentru că... Se simțea vinovat dacă pierd eu. Am superstiție și cea mai mare, la jocuri merg doar cu o pereche de chiloți negri pe care i-am purtat de la început. Când i-am schimbat, am pierdut și de atunci m-am gândit că e vorba de ei, mi-a intrat asta în cap cu superstiția pe chiloții negri și doar pe aceștia îi port. Poate ne iese și astăzi. Da, la special. Ia vedeți cum se întoarce la unul de noi, să vedeți distracție. Acum să vedem ce final o să fie ca să-i putem încurca. Dăm de-alea mai tare, mai tare. Mai sus, mai jos. La un moment dat la cineva mai tare. Da, Iufian, nu știu cine era. Strigam. Și a dat câteva, a dat vreo două, trei le-a rupt. Nu este acolo permanent. Asta se întâmplă. Își fac de cap. Sunt momente în care încerci să dai vina pe tot felul de lucruri, numai să te simți tu mai împăcat cu greșelile pe care le faci sau cu faptul că nu ai adus punct. Și am observat și la asta și la colegii mei, fiecare dintre noi are câte o superstiție.
Astăzi vom avea jocul de aventură. Mă simt foarte încrezător astăzi. Vreau să aduc cât mai multe puncte echipei mele. Cum vă simțiți? Păi la mine se simte o diferență, adică la jocul de vilă am resimțit oboseala, dar astăzi mă simt mult mai energic. Am din nou acea răutate de care îți vorbeam ție. Contează foarte mult pentru psihicul nostru că ieșim de aici. S-a văzut și când am câștigat hotelul, am fost mult mai detașați, ne-am relaxat, mâncăm poate și bine, avem parte și de o surpriză și chiar contează. Rămânem și cu amintiri frumoase. Dacă o să păstrăm strategia, o să fim motivați, avem răutatea în noi, sigur nu o să dăm greșe astăzi. Vrem să nu mai facem greșeli, pentru că dacă facem greșeli ne costă puncte importante și nu avem loc de erori mai deloc în această formulă, pentru că suntem deja puțini. Consider că este foarte importantă această victorie pentru noi, pentru că ei au avut un șir de victorii la rând. Astăzi urmează jocul de aventură. Sperăm să câștigăm și să alegem steaua care ni se potrivește cel mai mult. O nouă zi, o nouă provocare din partea Exatlon, să zic așa. Un joc special de aventură, ca de fiecare dată. Avem șansa de a câștiga și de a merge undeva, vedem unde. De fiecare dată Exatlon vine cu surpriza de a descoperi noi locații, noi oameni, să zic așa, sau noi experiențe plăcute. După jocul de ieri, unde am câștigat pentru a 10-a oară vila, suntem foarte hotărâți să câștigăm și acest joc special, dar vom fi relaxați, vom fi atenți la noi, nu vrem să ne accidentăm niciunul dintre noi, pentru că am ajuns destul de departe și accidentările prostești ne-ar costa foarte mult în acest moment. Părerea mea este că va fi puțin mai relaxant pentru noi, adică nu o să avem așa emoții mari. Ați văzut că premiile sunt drăguțe, adică putem să vizităm locuri noi pe aici, prin Dominicană, dar nu este nicio panică dacă luăm și bătaie. Ideea este să nu ne accidentăm. Pentru noi este un plus și un minus în același timp. Un plus că unele dintre noi ne putem odihni și putem juca a doua zi la joc. Un minus un minus pentru noi și un plus pentru el este faptul că pe lângă faptul că minusul este că le obosesc mai tare, intră mai multe trasee la joc. Minusul nostru este că simțim așa că ne pierdem un pic din antrenament. Voi, fetele, în principiu, că na, dacă sunteți 5 versus 2, o să încercați să vă rotiți. Azi chiar putem să ne rulăm toate. Chiar avem cum. Da, să vă rulați astfel încât să nu vă ieșiți din mână, da. Fiindcă vor veni jocuri mai importante ca eliminarea. Sperăm să mergem acolo și în funcție de traseu să ne facem tactica. Sperăm să câștigăm. Încet, zic. Trebuie să ne simțim bine și să vedem și finalul. În funcție de final ne facem și noi tactica, băieții. Să vedem cine și cum intră, cine stă primul pe margine. O să tratăm cu seriozitate și acest meci. Ne dorim să câștigăm, fiindcă niciunul dintre noi nu-i place să piardă. Ne pregătim de joc? Da, haideți. Hai să ne pregătim. Hai în excursie. În excursie cu noi. Orice provocare și orice aventură este binevenită și o accept. Pe
De câteva zile mi se par cei roșii mi se par puțin obosiți, abătuți, poate dorul de casă a intervenit mai mult decât la noi. Am tot vorbit despre mie strategie, trebuie să ne gândim puțin și la adversari, trebuie să-i analizăm cum trebuie, să vedem cum se descurcă și în prima rundă și pe traseu și pe final. Astăzi eu, sincer, aș intra cu oricine pe trasee. Chiar dacă stau la vilă, chiar dacă au victorii, eu zic că de acum încolo trebuie să mergem tare peste ei și trebuie să-i băgăm și aici ca să vadă și ei, să guste din Exatlon, că ei doar au mirosit Exatlonul, nu, Mihai? Vorba ta, ei stând acolo 10 săptămâni, ei doar au mirosit Exatlonul, nu l-au trăit cu adevărat. Ei dacă veneau aici nu rezistau atât. Un pariu că dacă ei erau aici la cabană, la baracă și stăteau două luni jumate cum am stat noi, de mult clacau și de mult erau plecați acasă, plus că aici mâncare nu este, condițiile sunt grele, paturi, noi dormim pe jos. Sunt sigur că ei se dădeau bătuți mult mai devreme. Sunt foarte încrezător, am o răutate în mine, vreau să-l aleg ori pe Ion, ori pe Andrei, vreau să-i bat rău de tot. Astăzi vom merge încrezători, cu siguranță vrem să câștigăm și pentru noi, pentru victoria noastră și pentru a-i demoraliza pe faimoși, pentru a le arăta că putem. Astăzi am un target, să spun așa, dacă astăzi nu voi aduce două puncte pentru echipa mea, fac bagajul și plec acasă. Bun găsit! Jocul special de aventură, 3 stele lângă mine, 3 surprize. La final, una dintre echipe, cea care va câștiga, va deschide o stea. Cine va câștiga astăzi? Războinicii sau faimoșii? Iulia, e al treilea joc al săptămânii. Primul, victorie, al doilea, Vila, l-ați pierdut. Cât de mult v-a afectat? Cum sunteți în acest moment înainte de jocul special de aventură? Cum ne-am obișnuit, ziua de ieri o lăsăm în urmă și astăzi o luăm de la capăt. Nu avem altă variantă, nu avem altă soluție. Astăzi ne remontăm, intrăm pe traseu și din nou dăm tot ce e mai bun din noi. Nu pot să zic că ne-a afectat foarte tare, de afectat, oricum ne afectează, dar încercăm mereu să trecem peste. Discutăm unde am greșit, discutăm ce am făcut prost pe traseu sau în meci, încercăm să ne revenim, pentru că chiar nu avem altă soluție. Nu putem să lăsăm aceste lucruri să ne tragă în jos. Cristi, pe tine cât de mult te-a afectat înfrângerea din jocul pentru Vila? Ne-a afectat pe toți, nu foarte tare, dar s-a simțit puțin. Ne-am dorit foarte mult să ieșim de la cabană. Am spus că numărul 10 este norocos pentru noi. A fost da, doar că nu la... nu s-a terminat. Da, mă refer la Vila. Pentru Vila s-a terminat acel număr. S-a resimțit puțin oboseala în echipă, dar sper să trecem peste. Urmează jocuri mult mai importante. Sper că pe acelea să le câștigăm, să rămânem în această formulă. Dacă o să mai pierdem un meci de eliminare, o să fie mult mai greu. Așa e, mergem și la Alex. Dar la Alex merg cu o altă întrebare.
vreau să încerc să duc discuția în altă parte. Suntem la jocul special de aventură, da? Din punctul tău de vedere, aventura vieții care a fost? Din punctul meu de vedere, exatlonii aventura vieții. Ok. Toată experiența de aici până acum e aventura vieții. Și în afară de, dacă ar fi să scoți exatlonul? Din viața mea personală, da. Sau din viața mea personală? Sau sportivă, cum vrei. Aș putea spune, în momentul când am fost transferat la Steaua, m-au luat cei de la Kayak. Și na, aceea, nu am foarte multe momente, să zic, să poate le am, dar nu sunt atât de importante încât să le țin minte. Dar după exatlon, presupun că, consider că asta e următorul moment important din viața mea. Ok. Experiența, nu, de fapt, nașterea surorii mele e cea mai... Asta e, exact. Vezi? Cea mai importantă experiență din viața mea. Și cu ocazia asta aș vrea să salut aventură, pentru că... După ce, și după o aventură, naștere... da. Plânsete, colici, toate nebuniile, să zic așa. Mă bucur că totuși ți-a revenit zâmbetul pe buze înaintea jocului special de aventură. Vă doresc multă baftă astăzi, mult succes. Mergem în partea cealaltă, mergem la Giubi cu aceeași întrebare. Aventura vieții, Giubi, să lăsăm exatlonul, care oricum e parte din viața noastră a tuturor. Aventura vieții pentru tine, care a fost? Practic a fost moment, la fel ca la Alex, momentul când am ajuns în București. Eu voiam doar să vin la facultate și managerul clubului meu Știința București, Victor Mihailescu, mi-a propus să practic motociclismul de performanță pentru Știința București. Din acel moment pot să zic că a început aventura vieții mele. Am avut momente frumoase alături de ei. Am reușit să merg la Olimpiada Enduro-ului, să spun așa, la International Six Days Enduro. Au fost 6 zile, cum ți-am mai povestit, în care stăteam 8 ore pe motoretă. Un alt moment frumos a fost în 2015, când am ieșit campion este european, în ultima specială, când eram cu adversarul direct, așteptam fiecare să intre în proba specială. Eu, fiind cu mai puțină experiență, m-am dus primul să scap odată, să termin cu presiunea. Și el reușise să mă bată cu 2 secunde, dar nu a fost suficient. Am ieșit campion este european la 1,5 secunde de el în momentul ăla. Și practic a fost cel mai frumos moment din viața mea, să spun așa. Hai să vedem ce ne zice Andrei Arsine despre asta. Am multe momente care m-au marcat și momente frumoase. Dar cu siguranță cel care va rămâne în mintea mea e pe o perioadă de 2 ani de zile în care am luat hotărârea să mă reapuc de performanță și să ajung la Jocurile Olimpice. Cu siguranță a fost o experiență care a meritat și îmi doresc să o repet. Deci nu Jocurile Olimpice în sine, ci acea perioadă de 2 ani. Acea perioadă, da. După moartea tatălui meu am luat hotărârea să revin în sportul de performanță. M-am simțit pregătită fizic și psihic și obiectivul final a fost Jocurile Olimpice. Dar experiența în sine până la Jocurile Olimpice a meritat tot efortul. Deci dispariția tatălui te-a dus... A fost reapariția mea în sportul de performanță, da. Interesant. Un final de drum și începe altul. Da. Mulțumesc mult, Andreea. Mergem la Cătălina. Dacă vrei să ne povestești despre aventura vieții tale, ți-am fi recunoscători. Chiar m-am gândit acum, ascultându-i pe colegii. Asta e avantajul celor care vorbesc mai târziu. Da, m-am gândit să mă pregătesc oarecum, dar nu îmi vine nimic în minte așa special. Probabil că acum realizez că am avut așa o viață liniștită, fără prea multe întâmplări. Ceea ce nu e rău. Exact. Ceea ce nu e rău. Din păcate nu pot să vă spun așa ceva spectaculos sau... pe care să consider aventura vieții mele. Okay. În afară de exatlon. În afară de exatlon. Da. Bun. Să aveți baftă în jocul special de aventură. Așadar, 4 băieți, 2 fete. Iată traseul. În mare parte îl cunoașteți. Există o modificare, să spunem, importantă, un element nou. Începe cu un obstacol pe sub care trebuie să treceți, un element pe care trebuie să îl împingeți. E un pic ascendentă linia acestui element. Apoi ajungeți la acest mosor uriaș care acționează tunelul. Spuneam, prima și singura modificare a traseului de până acum. Imediat ce ieșiți din tunel, există un mic, să-i spunem, perete de escaladă, apoi un topogan cu aterizare în bazin, ieșiți zonă de urcare, ciupercuțele, inelele, iar apoi, din nou, sub arcele de cerc, o zonă descendentă a traseului. Finalul
există trei coloane pe care trebuie să le doborâți folosind saci de nisip, numai că ele se mișcă. În momentul în care o coloană este sus, celelalte două sunt ascunse. Când ies celelalte două în lateral, coloana din mijloc coboară. Cine coboară primul sau prima cele trei coloane, câștigă punctul. Se joacă, evident, până la 10, doamnelor și domnilor. Ca de obicei, puneți-vă ordine în gânduri, aveți un minut pentru strategie. Nu să fie strategie. Aruncare de jos în sus. Bom, să hai să ne facem strategie. Nu e strategie. Cu băieți. Băieți, ies eu primul? Sau cum? Și pe cine vreți? Andrei, oricui Ioan. Mai e sigur? Ieșim cu punctele sigur. Trebuie să împărțim pe ăștia că unul din 10 mii de sus nu are nicio șansă. Nicio șansă. Mihai o să fie ceva în mie. La voi. La voi când iese fata, ați ieșit și voi. La Mirela, tribulat? Da. Până la o simbolă, să știm că ce merge după. Hai, hai. 2, 3 și războinici! S-ar putea să iasă cu băieții ei. De fapt. Da. Și să vă lase fetele, că să lase amândouă ales. Da, da, se poate și atunci. Și dacă putem, dacă putem, după ce iei tu pe terenul cu ales, dacă putem, după ce iei tu prima, ia Mariu, după aceea să ieși și tu cătă. Să ne lăsăm după noi aleși. Da? Ok? Da. Hai. Fai, mor și ei! Jocul special de aventură, momentul alegerilor. Cei care încep, de această dată, sunt războinici. Mario. Mihai îl va avea ca adversar pe Mario. Merge mai departe cu alegerile care vin din partea faimoșilor. Gabi. Andrei împotriva lui Gabi. Ciprian. Cristian împotriva lui Ciprian. Alex. Ion Surdu împotriva lui Alex Stoica. Mirela. Iulia o va avea ca adversară pe Mirela și aflăm imediat și ultimul meci al primei runde. Nicoleta. Andrei Arsine versus Nicoleta Luncă. Jocul special de aventură. Să vedem cine va câștiga și cine va deschide una dintre stele. Începe! Pasta! Începe jocul special de aventură, prieteni. La start se află băieții Mario Fresh și Mihai Berar. Succes! 3, 2, 1... Trec pe sub primul obstacol, urmează și peste cel de-al doilea, urmează elementul de împingere. Să vedem, un singur braț folosește Mihai Berar, tot un braț folosește și Mario. Pleacă un pic mai rapid Mihai. Să vedem, da, o, spectaculoasă săritura lui Mihai, spectaculoasă și săritura lui Mario Fresh, trag de cabluri. Mic avans, un metru pentru Mihai Berar. Pași mai mari. Mărunțește foarte bine Mario, alunecă acolo. Se ridică, însă nu atinge nisipul și nu e forțat să se întoarcă. Începe nebunia de la final. Doboară o coloană, așteaptă Mihai. Să vedem, începe și Mario. Mai cade o coloană, nu? Doboară Mario, ratează Mihai, așteaptă Mario, este, am spus eu, foarte simpatic, mai doboară o coloană, cred că așteaptă Mihai, să vedem, Mario și este punct pentru Mario Fresh, 1-0 în favoarea faimoșilor. Mamă, ce m-a lovit la deget iar. Aveți unde câștigat? Acolo. Unde? Era pe spate. La toboganul ăsta nou. Da. Da, nu? Da, acolo ai câștigat. Și încă ceva. De ce ai ieșit așa greu din apă? Dar n-am ieșit greu. Am ieșit greu? Aveai la mamă? Să leșinam, măi. Și aici te-ai împiedicat.
că leșinat ești aici la cap, nu ești leșinat, crede-mă. Îmi tremură corpul, Costine, n-am. Se-a necăropeat așa? Pe poduleț? Circulițele astea aici, ieșul din apă, alunec cel mai rău. Și asta, că ambele lovituri le-am și eu, dar... Știi? Chiar care ajunge mai rapid? Sunt care ajunge mai rapidă? Știi, lovitura mai rapidă? Pe mai rapidă ar fi de sus, da. De sus, da. Biciuită. Dar... Trebuie să aștepți acolo, trebuie să aștepți. Eu am mai multă țintă la lovitura asta, la asta am mai multă forță, știi? Așa e și eu. Bă, exact asta e mișcarea, ascultați-mă. Când îl vezi că zice în jos, da, arunci. Dai, deci când zice în jos, dai. Da. Uite, Mihai, cum i-a dat în spate. Uite, pentru Nicu să vină să bage mâna, să aștepte, să o pierzi, așa te duci și de aici. Păi, n-ai văzut că Mihai nici nu putea să îl ia. Da, și bine că a băgat mâna deasupra, da, l-a băgat. Și totul a rămas atârnat acolo. Da. 1-0, conduc faimoșii în jocul special de aventură. A doua cursă este tot a băieților. La start se află Andrei Boțoacă la faimoși și Gabriel Nedelcu la războinici. Atenție! 3, 2, 1... Foarte interesant. Finalul în care s-a descurcat mai bine în prima cursă Mario Fresh. Să vedem momentul în care ridică tunelul. Mai există o modificare mică. Au apărut două obstacole pe acest tunel. Să vedem, aterizează un pic mai bine, sunt mai controlat acolo. Gabriel Nedelcu trage de manetă și vine în față Giubi. Ultima porțiune, iese Giubi, iese și Gabriel Nedelcu. Jocul special de aventură începe, Giubi aruncă de jos, așteaptă, doboară o coloană. Giubi ratează, Gabriel, Giubi, mai are o singură coloană, șterge coloana din mijloc săculețul lui Gabriel, așteaptă în continuare Giubi și este 2-0 în favoarea faimoșilor. Să nu fii disperat să dai la toate, știi? Da. Nu, când îți o iei pe aia, ți-o dai pe aia, știi? Adică prinzi ritmul aia. Super bine, bravo, mulțumesc. Cum mă intra asta? Adică care este sincronizarea? Să te sincronizezi odată. Dacă în jumate vezi că s-a dus în jos, ești ori pe stânga, ori pe dreapta. Dacă vezi că s-a dus aia, când o vezi că se ridică, arunci în ea, ori de jos, ori de sus, numai să dai în ea. Când? Da, vreau să zic să nu rămână pe jumate când se lasă aia în jos. Da, pur să o știți. Să lasă aia din jumătate jos, ești pe dreapta sau pe stângă. Da, da. Băi, ți-am zis mă că totul. Băi, dacă-mi dădeai acum, dacă-mi dădeai acum tiroliana, îți leșinam la jumătate traseului. Îți leșinam, ți-a reușit, sunt praf cu corpul. Început foarte bun pentru faimoși. Conduc cu 2-0 în jocul special de aventură. La start, Mirela Spridon și Iulia Aradin. Succes! 3, 2, 1... Cursă extrem de importantă pentru debutul jocului special de aventură. Cu 3-0 pentru faimoși, le-ar aduce o bună perioadă de timp, multă liniște. Rulează mult mai bine Iulia Aradin, să vedem. Termină Iulia, mai are puțin Mirela. Sare peste obstacol, iese și Mirela, să vedem. Momentul în care se dă Iulia pe acest, îi spune, mini topogan. Aterizează și Mirela. E un avans nu foarte mare pentru Iulia Aradin. Trage Mirela cu ambele brațe, cap ciupercuțele, deja pe inele. Iulia iese prima, Iulia Aradin mai are, se dezechilibrează Mirela, dar rămâne în continuare
Oh, cade Mirela, se întoarce, începe Iulia Aradi să dea în coloane. Mirela e pe inele în acest moment. Aruncă în continuare Iulia Aradi. Mai are o singură coloană Iulia și termină în acest moment Iulia Aradi. 2-1, primul punct pentru Războinici. Hai. Deci terminăm aici, trebuie să fac asta. Da, și eu când mi-am făcut prima oară, m-am avut probleme și eu. Unul coboară și doi urcă. După aia e Nicoleta și tu cu cine? Doi. Hai de aici. Știm cum ieșim, știm cum ieșim la a doua alegere. Ați auzit? Știm cum ieșim la a doua alegere. Că nu ai alegere. Hai, ce? Perfect. Hai de ce? Cu fata ieși și gata. Da. Exact, asta. Și gata, deja mai faci asta, ești asigurată. Și la final, de, la final, pe ce terminăm cu totul, antrenez pe ăsta. Mai ales pe un secundă. Un. Deci, cum văd? Un. Și la doi e dat. Un. La doi e aruncat. Mergem cu drăguță, ce faci? Nici n-a ajuns, nu știu. Bine. La fără și aici am fost. Asta, eu la fel am fost, eu am picat. Și eu am picat. Da, 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 da. M-am mișcat cam cu aici. Cine a spus, mă, să te de mosorul ăla cum a dat ea? Tu de-astea cu fața de să faci așa. Nu așa de aici. Dacă și-au l-o prins. Cum? Cum? De-aia am zis. În față, știi, m-a referit. De aici, în față trebuie să dai. Da, așa. Așa a venit ea, comisarul. Că de aici ai mai multă putere când mergi aici sau aici, știi? Decât aici. Să mergi. Și la fete tot cu mână trebuie, sincer. Ce? Asta e traseul meu, dacă nu știu să mă... Trei puncte am adus. Ne-ai dus la hotel de aici când ai venit prima dată. Da. Prima dată, da. Da. Cu punctele cât ai adus. Chiar mi-a plăcut traseul ăsta. Da, nu știu rău. Și mi-a plăcut atunci traseul ăsta, mamă. Ce bine am venit atunci. Și acum m-am gândit la... Băi, Maneta, dacă sunteți cu fata... Trage-o în spate, nu în sus. Da? Apoi, trage-o și mă duc. Și trage de aici, să trage. Ok, în spate.